tot fâșâi acolo sau pocănești? Nu mai gata, nu. Să mă aud. Fâșâiat. Nu te certam, dar zic, sau chiar bă, mișcai tu chestii sau... Băteam, Ok. fâșâiam, fâșâie chestii pe aici. E foarte bun microfonul meu ăsta. Băi, mamă, ce m-a speriat vaca asta. Vrei mâncărică? Ia. Am Salutare, blocat-o. salutare, Andrei. Oare puță. Da. Bună, salutare, Șerban. Deci, wow, domnul Vadim Tudor, mă sperie chestia asta. Și într-un fel îmi și place. E foarte... Opa, a scăpat, nu merge cu... Le iau înapoi atunci. Nu vrem, mă, domnul. Suntem amândoi foarte protejați. Eu sunt mai protejat decât tine, având în vedere că sunt într-un costum de ăsta complet. Da, văd, mă sperie, dar din nou în același timp mă simt și în siguranță. Așa e la medic, oricum. Și nu trebuie să... La medic ți-e frică, dar în același timp te duci să te facă bine, deci... Mă bucur că ai mască. Bucur că ai mască și că... Că am găsit... Te distanțezi social de vacile astea. De vacile astea n-am o problemă. Nurcile, am înțeles că sunt... De fapt, acum nu mai sunt. Nurcile nu mai... Știrea de astăzi e covicii că nu... Nurcile nu mai sunt. Cel puțin 15 milioane. 17 milioane în Norvegia. Și am mai fost absolut ridicol. Am mai fost și în Spania și în Olanda. Îmi cer scuze să te întrerup, dar intervine supraviețuirea noastră după cum vezi soarele apune acolo. Și aș vrea să mă urmezi. Aventura, o nouă aventură. Doamne, o nouă aventură, tu-ți dai seama? Dar trebuie să facem proper. Deci, bine v-am găsit. Da, în primul rând, bine v-am găsit. Corect. E o nouă ediție de Minecraft, după cum... Na, e clar, da. Oh, eu deja m-am lovit, deci e clar că jucăm Minecraft. Odată pentru că a mers destul de bine. Practic, feedback-ul primit de la voi a fost... A fost unul super drăguț și super normal, da, mi s-a părut. Iar acum știți, mai plus lockdown și toate nebuniile, deci sufletele noastre s-au unit digital. E mai bine. Nu mai pot bine să cred ce văd acolo. Să intrăm repede în niște case, propun eu, să dormim temporar. Aici nu e niciun pat. Să dormim temporar. Asta este pentru noaptea asta. E un fel de adăpost social. Intră într-o căsuță și mâine ne descurcăm. Au loc de aglomerat aici. Bună seara. Sunt la pătuți. Așa, am reușit să dau click pe el. Am deranjat pe cineva. M-au trezit super brut. Hai că n-am plătit. Hai de înainte. Așa. Suntem în Botnițarii de Vale, într-o comună foarte drăguță. Bună ziua, doamne. Cred că s-a prins că am murdărit așternutul. Haide, mai repede, mă sperie, chiar stăm aici? Da, suntem în comuna Botnițarii de Vale și mă gândeam că putem să ne facem aici un viitor. E adevărat, nimeni din satul ăsta, după cum poți observa, nimeni nu poartă mască și nu prea se distanțează social. Și... Adică... Bună ziua, dar... pâine aveți? Pâine? Pâine? Sau Coca-Cola? Coca-Cola, produs capitalist, aveți? Bună ziua. Par un fel de amiș săraci, ceea ce... Și da, mă gândesc în felul următor. Am un plan pentru a ne pune pe picioare rapid. Normal că ești român. Într-un mod absolut românesc. Facem un cimitir. N-am de gând să muncesc pentru chestia asta. Îți propun, uite, acolo, în partea mea stângă, e biserica. Cred că poți să vezi aurul de pe acoperiș. Desigur, n-are cimitir. Facem cimitir, Șerban. Asta îmi spui? Dacă îmi spui că facem cimitir. Da, e un plan. E bun, bun. Eu îl notez aici. Stai două secunde. Cimitir. Că trebuie să îmbunătățim puțin situația aici. Așa? Și în casa primarului. Casa primarului e aia cu două etaje. Uite, cred că asta de lângă.
Hai să vedem ce găsim. Hai să un fel de să ne crips descurcăm. cu hai să facem un crips cu Nu, hai primarul, să ne oare e aici? descurcăm. Ok, tu la primarul, atunci mă duc eu la biserică. Caută niște cufere și ia ceva de la domnul Bună primar. ziua și bine. E un pic sărăcăcios, arată un fel de tabără de năvodari, cumva, casa primarului. Sărmâna părinte. Sunt două paturi în hol, sus cufăr, bogăție, două, fiecare cu noptiera cufăr. Ia uite ce bogăție are! Stai două secunde! Sărmâna părinte, bine v-am găsit. O să urc puțin la etaj dacă nu vă deranjează. Să vedem ce... Oh, ok, bun. Avem unelte, lumânări, o colivă, cred că făcută de preoteasa și cred că și asta o să fie foarte util. Bine, haide că... Așa, Andrei, tu? La tine ce se întâmplă? Deci la mine, nu știu, tu ai lăsat chestiile astea? E regizat totul, Șerban? Că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg la ce te referi. Ai găsit ceva în casa primarului? Că să știi că și în biserică era full, avea... Deci este extraordinar. Avea... Este extraordinar, mie nu vine să cred așa ceva, este știre șoc ce s-a găsit în casa primarului. Deci în primul rând are lingou de aur, are o armură, are block of gold și are efectiv un fel de armură groaznică din asta, nici nu știu ce, niște straie Bună ciudate, tine, aurii. Asta da, să trăiți, domn primar. Bună ziua. Vizieră? Ai vizieră? N-are vizieră, nenorocitul. ia tot, Andrei, ia unelte, ia tot, gata, cred că ne punem pe picioare. E primarul jos! Bună nu ziua, pot cred. De la Rise Project suntem. Stai că vin imediat, că am iau sabia acum. Am colegul meu, e de la Recorder. Nu, a nu fugit, plecați, unde e? A fugit repede! A luat după clădire, alo, domnul! Uite-l cum fuge, nu! Și uite, ăsta e clanul sportivilor, ăsta e sigur din clanul sportivilor, are mușchi pe el, la propriu. E plin de mușchi. E plin de mușchi, din clanul sportivilor, clar! Aoleu, ce amenință! Artificii! Avea și artificii, domnul primar, cred că pentru zilele comunei botnițării de vale. Îți dai seama, au rămas, era... Dacă ieșea PSD-ul, asta e comună, dar ieși PNL-ul, s-au tras artificiile. Da, e posibil. Eu iau tot fânul ăsta de aici, că am planuri mari. N-am văzut un animal, n-am văzut aici. Ce cu fână? E dubios. Sunt animale prin preajmă. Îți propun să facem o mică listă de lucruri pe care să ni le propunem să le facem, să îmbunătățim aici. Eu la zic că duhovnicește și prima oară creștinește ar fi să facem cimitirul. Adică clar vor muri oameni pe parcursul acestui sat, în vieții acestui sat și... E inevitabil. Este singura certitudine, da? Moartea. Așa este. Așa că am o veste să vă dau. Vom muri cu toții. Dar, fear not, avem cimitir în curând. 6 luni de zile. Acum suntem la studiu de fezabilitate cu domnul Vadim Tudor. Efectiv, ne bagă în pământ, dar în mare stil. Opa! Nu, nu lua! Gata, l-am luat. Nu, că am mâinile cu pline, domnul Vadim Tudor. Deci, în primul rând, cimitir, dar alte lucruri de făcut. Am văzut un șantier undeva, lângă o casă. Sunt niște materiale de construcții pe care le putem merge și fura. Tot românește, mergem și facem furăm materialele. Facem țevi de cornete? Da, trebuie să vedem, în caz că e semnalizat, trebuie să distrugem semnalizările, să poți să joace copiii liniștiți acolo. Mergem și furăm, bună seara. Și furăm materialele alea de construcție și construim cu ele cimitirul, propun, lângă biserică acolo. Altă chestie pe care aș vrea să o facem, uite un măgar! Să obținem niște materiale, niște animale, pardon, să ademenim niște animale aici în sat și să facem o fermă ecologică bio și să mergem în pădure la furat de lemn, că e undeva aici o pădure lângă, e ceva Schweinhofer Industries, într-adevăr. Nu, trebuie să furăm din pădurea noastră, trebuie să fie dacă, dar problema e că noi nu avem deal imediat în spatele
în spatele satului. Dar cumva s-a evitat, adică aici au venit... Cred că în partea asta... Asta e de la Orange? Sau ce se întâmplă? Ce anume? S-a întâmplat aici, o... cumva nu-mi vine să cred. Deci nu... fiți atenți ce s-a întâmplat. Fiți atenți, copac, de ani de zile, Andrei. De ani de zile încearcă să ne mintă. E deci, un copac, Andrei. Nu este adevărat, este o antenă radio. Poftim? Este o antenă radio. Deci așa trăiește antena satelor. Este inimaginabil. Nu, Andrei, e o... Sunt frunze, are... Sunt lanțuri, sunt... Eliberați sunt... lanțurile are dezinformării. Fake news. Nu se poate. Asta e... Ce copac e? Copacul albinuța? Da, e posibil să fie ceva la mijloc. Este efectiv, este o bătaie de joc. Este crezi așa... că e o antenă 5G, Andrei? Crezi că e satul în care s-a retras asemeni prințului Charles? Ia uite, căsuța asta are și ea... antene VA. Nu, asta e pentru... Asta se știe că sunt pentru a, avioane. Nu, e, cred că asta e centru de control. Ia uite, are pătuți. Are televizor și reșou? Dacă are reșou, clar e. N-are reșou, nu. E doar Bill de Gates. Vară. E Bill Gates aici. Uite, hai să mâncăm din... Hai să mâncăm din coliva asta pe care am găsit-o la... Man, dacă nu o să, n-o să pui o sursă acolo de foc, cine va veni aici se va pișa în colțuri. Că ai pereți din așa de piatră. Și nu, linoleum din ăsta care imită parchetul pe jos. Eu să știi că ți-am luat prăjitura cu lopata, că n-am mătură. De ce nu există mături în Minecraft? Putem propune să facă mături? Da. Și mop, da, mop din ăla bun de teleshopping care se stoarce singur. Mop minune. Unde era garantat? Da, am zis că facem cimitir. Materiale. Unde facem cimitirul? Păi da, vreau să fur niște materiale de construcții. Garantat aveam un sătan aici, că am vorbit eu cu Nea Costel. Deci am un cumătru aici în sat, care mi-a zis că e cineva. Care își face un foișor. Își face un foișor în curte și are un cufăr plin de BCA-ul, de tot felul de... Uite în partea asta. Eu de măgăruș aici. Plin de măgăruș. Le-am găsit cu metre. Te ajut la cărat? Vrei să vin cu căruța? Da. Păi nu, că iau și eu, iau jumate. Eu, jumate tu. Ia uite ce e aici. Piatră multă. Dar nu văd râu în zona aici. Asta cred că e adusă, da. A dat bani cuiva, a adus cu o căruță de piatră. Ia-o și tu la tine. Ia-o la piatră. Oricum apune soarele în curând și o să trebuiască... Hai să facem cimitirul întâi și după aia ne apucăm să ne construim căsuța noastră, nu? Dacă e să murim, măcar să avem cimitirul făcut. Ai vorbit cu popa de slujbe, de astea? Trebuie să investigăm... Da, e aici, o să-l vezi imediat. Trebuie investigat care-i treaba cu bradul ăla mare, care zici tu că nu e brad. Sau... Adică eu încă nu-s convins, sincer să fiu, că... De antenă radio aia toată ziua. Aolea, eu mă bag aici în pătuți. Părinte! Oh. Uite, ăsta cred că e casa parohială, că e părintele ăsta, vezi, s-a pus în pat. A, te culci. Pune-te tu în pat cu părintele, adică nu te pune în pat cu părintele, că eu am mai auzit chestii despre dumnealui. Bună seara, părinte, aș vrea, o să vă apăs aici, deasupra sutanei. O să-l apăs, cred că gen, o să încerc să-l apăs pe umăr. Dar e foarte creepy că stă cu ochii deschiși, pare și că are un zâmbet ciudat așa pe față. E foarte Jeffrey Epstein, cum stătea așa în celulă, am văzut filmări. Au, gata, m-am așezat în locul lui. Oare voi muri până mâine dimineață? Nu, n-am murit, dar m-am trezit cu el deasupra mea. Și a ieșit. Era toată lumea aici, nu mai sunt, super confuz, nu înțeleg unde. Nu mai pot să respir. Bună ziua. Sunt panicat, îmi cer scuze. Cred că e ședință de bloc sau ceva. Hai să facem aici cimitirul. Unde facem cimitirul? Păi, sus pe deal ar fi frumos. Ar fi pe un deal. Atunci uite aici, în partea asta, poate? Da, aici. Să urce babele. Cu pomeni. Da, să se chinuie. Păi așa e.
Ia să vedem. Da, uite, aici unde se așează albina, aici s-a prima Bun, oară. Bun, stai să fac un crafting table. Ca să putem să lucrăm. Așa. Și vreau să fie terasat, ca la Paris. Punem aici. Punem aici. Și după aia omorâm sătenii și să vedem care din ei, de fapt, sunt celebrități. Ca să le îngropăm aici. Și dacă nu... susținem în continuare că sunt celebrități. Da, e mai suportabil, cred. Faci zidul, facem un fel de belu. Mă gândeam ceva mai rustic, așa, cu garduri stricate. Cu... păi nu, ar trebui... da, facem cu garduri. Da, ai dreptate. E la țară, adică n-au venit, s-au furat fondurile. S-au luat artificii șerban. Și trebuie să punem, trebuie să facem un iluminat public impresionant în satul ăsta. Corect. Am iată lumânări curate de-n biserică. Nu, trebuie să fie ceva de ultima generație, trebuie să fie cu LED-uri. Stai putem, ca vaca da. Aici. Îmi cer scuze. Eu te-am găsit tot fel de semințe de materie vegetală. Posibil miros înțepător. Posibil de la vacă. Doamne, dar asta e... trebuie să tăiem aici partea de terasare. Din episod. Facem skip. Nu, nu. Asta e munca, nu trebuie să te ascunzi de muncă. E adevărat, aici e o gaură. Aici e criptă. Mormăie unii, mormăie unii. Facem da? Aici e cripta facem mare. Facem criptă. Ai dreptate. Cripta mare. Abrăilei. Opa. Vine cineva, o rudă, să cumpere, să negocieze un loc de veci, cred. Să rămânile... a, nu se vreau poate. Vreau să stai de vorbă cu tine. Uite, l-ajut. Bună ziua. Pentru aere condiționate trebuie marțea doar să se instalează la noi în capelă. Vă înțeleg că muriți de cald efectiv, dar... Cerman insistă, domnul. S-a întrerupt cu domnul. S-a întrerupt, domnul. Cred că... n-a închis. S-a închis în el, domnul, brusc. Da, Andrei. Foarte uite, frumos. Arată ca intrarea la parcarea de la universitate. Ai văzut cum e intrarea aia făcută? Nu. E incredibil. Da. Zici că nu intri cu mașina, intri cu căruțul de Carrefour în ea. Opa, unde? Nu știu unde spui opa. E cine am, nu, mă mușcă un șobolan de ăsta. Ia uite, e un șobolan după mine, Andrei. Nu pot să a cred. A ieșit un șobolan, pe da, tu știi cum e cu la toate astea, la și săpături. Și asta, stai așa că am lopata aici. Dă-i cu e rău, lopata. E rău, stai, nu, îi dau cu... cu lopata e la șobolan. Cum să nu, mă? Cu lopata e. Ia uite. Băi, e ceva? Băi, e, ești nebun. E piatra asta blestemă. E infestație, mă, șerban aici. Băi, Andrei, dar ce se întâmplă? Nu pot să înțeleg. Fai de capul meu, trebuie să... aici. E blestem, asta e blestem. E blestemul lui Dodon asta. Asta cred că... eu am mai văzut așa să se întâmple, așa la... la Olimpiadă. La metrou ăsta, la metrou ăsta nou pe care l-au făcut. La drumul Taberei. Da, da, la fel eu sunt ăștia, am văzut. La noul Luxor, așa am înțeles că ei se spune. Au lucrat sclavii noștri atâția ani de zile la proiectul mare ingineresc. Așa, cred că e suficient spațiu. Uite, ca știi cum e, ne mai extinde pe măsură ce facem mor. Niște... facem aici în col să poată să plângă cineva. Aici? Ce ai făcut? Ce e asta? Să pui monumentul? Da, aici le scriem numele pe partea asta de aici. Dar și nu aici două, zic că una e suficientă. E păi una e suficient, așa să aglomerați, mă, Andrei, că nu te trebuie să facem spate. Direct asta pentru familie, asta e family pack. Da. Ai drept, da, uite, putem să facem așa, într-adevăr. Cum, dacă astea sunt de 4 persoane, avem de 4 persoane sau de... fă și niște garsoniere. Pentru accident.
pentru accidente. Asta, uite, perfect. Așa, am făcut pentru familie extinsă. Așa. Sinucideri. Sinucideri astea mici. Mici sau pentru copii. Unele mici de copii. Așa, uite, stai. Sau autobuzul de școală și faci cu multe mici. Așa pare Pet Cemetery. Câini și pisici, da, poate să fie. Și e direct așa un fel de mini tomberon. Și poate fi ridicat când... Nu, aici a murit Oana Zăvoranu și în fiecare din asta e o bucățică din ea. Da, nu, ai dreptate, nu, hai să scăpăm de ele. Alea facem frumos sus, știi cum se face la cimitirul românesc? Trebuie să punem să poată să crească bălării. Trebuie să le faci un pic mai mari, nu doar de una. Aaa! Știi? Ai dreptate, trebuie să... N-avem un gard pe care să crească bălării, exact, ai dreptate. Exact, ai făcut aici... Asta e catolic ce ai făcut tu aici. Care și cântă, uite, când apeși pe... Calci pe mormânt. De fapt, nu, e românesc, joacă placa asta. Ți-e frică, tot timpul se bălângă neamândouă. Aoleu! Gata, uite, pe ăsta cred că poate să crească niște bălării. Așa, dar și la morminte, fii atent, stai că-ți arăt. Dacă îmi permiți să da, fac și eu unul. Poftim. Dar nu ia niște pietre de... Nu cu piatra, am nevoie... Niște... Am de toate, că am luat de acolo, din Ok, keeper. Da, te rog. Da, n-am plăcuță din aia, vreau și o plăcuță. Uite, ai? Aici în colț. Plăcuța din colț, acolo în colț e plăcuță. Așa. A, dar nu-mi trebuie, putem să facem, poți să faci cruce în Minecraft? Dar nu așa impunătoare. Ai făcut asta e catolic. Bine, eu îl fac pe ăsta ortodox atunci. Fii atent. Dar nu e catolic doar pentru că e mai frumos, mă, Andrei. Ce Dumnezeu. Ba da. A venit încă un client, Andrei. Vrea și domnul ăsta să vorbească cu... Deci, cu băncuță și internet mai avem un pachet. Ia uite, s-a stins. S-a stins și domnul. Bă, hai să terminăm repede odată cu cimitir. Ia uite, da, asta, plântuțe ai pus, e bine. Nu, fugi! Ce s-a întâmplat? Doamne. A băbuit o parte din... A făcut săpătură unde nu trebuie. Doamne, eu închid aici, Andrei. Periculos, dacă păi mai vine. Păi, zis că trebuie să închidem cu cheie, așa la criptă, cimitire. La criptă acolo. Să declarăm repede UNESCO, că să putem să nu îi mai primim pe ăștia. Eu nu le dau nimica. Dă-le ceva, aruncă niște mâncărică acolo. Eu arunc, uite, am niște pâine. Am aruncat niște pâine acolo la ei, să-l liniștească. Aoleu, ce să... e exhumare? Nu, schimb. Da. Așa, da, mult mai frumos. La tine. Aș putea și eu face ceva asemănător. Fii atent. Aoleu. Așa alee aici. Nu, alee, știi cum faci? Da, sau așa pietruită, sau așa cu... E minunat cimitirul nostru. Dar cum îl numim? Îl facem direct monument sau? Da, ar putea.
Dar trebuie să facem mai multe zone. Trebuie să facem astea zone Da. reprezentative pentru populația din satul nostru. Bun, gata. Mai, yo, dar e chiar frumos. E chiar frumos aici la cimitir. Eu zic că a fost bine pentru primele 6 luni de lucrări, trei morminte. Aici să facem Dar doar trebuie să lași gard aici ca să se înțeleagă 200. clar că e, dar trebuie gard viu între ele. Trebuie cu Ok. iarbă din asta, poți recolta iarbă din asta. Trebuie să poți, că ai putere magică. Ce anume? Nu, nu așa, sau... Mă gândeam să pui din astea iarbă, așa, overgrown grass, din asta, poți să recoltezi. Unde? Pe unde vrei? Să fi pus în loc de ăsta verde aici. Așa. Și aici, uite, te rog, Șerban, aici e prea ordine, în colț. Unde ești? Imediat Am, dai și mie. mai am o Acolo nu trebuie să pui, acolo nu, acolo e frumos. aici e partea A, îngrijită, și da. fie că am greșit, eu am pus aici lanternuțe aici, dar nu trebuie să puteți să pun lumânări aici și tu trebuie să pui lanternuțe, greșit complet. Foarte frumos, sunt foarte mândru, deci efectiv nu pot să-mi iau ochii. Cred că îi spune chemarea pământului. Dar mi s-a făcut foame după atâta, eu o să mănânc niște pâine, ca un gropar adevărat. Auzi, dar eu am o întrebare, Andrei. Sigur, te rog, orice șerban. Crezi că s-a încercat șoriciu și altor animale? Adică, sau crezi că ne-am dat Șoriciul de bătut? pangolin, de exemplu, cred că s-a Da. încercat. Sau, nu știu, poate niște ascultători de-ai noștri, niște români stabiliți în Australia, dacă ar putea să ne scrie. Și au încercat, nu știu, poate să ardă un cangur cu Brenner, așa, e acolo in the bush sau cu paie, au urcăit așa coada cu cuțitul, știi, au tăiat șoriciu proaspăt de pe The cangur, Wombat. o fi bun, sau de wombat, The da, sau Wombat că e mai purceluș de lapte, așa. The cine Koala. știe ce șorici delicios se mai ascunde în lume în anumite animale, știi, Bă, asta aș vrea. șorici nu știu dacă se face în Australia, dar sigur comunitatea de români de acolo face cârnați de coca. Adică e gen... Jumări de koala. Sângerete de wombat, dai seama, de wallaby. Sângerete De de wallaby. wallaby. Sângerete de wallaby. Da. Mă gândesc că... Ia stai. Aoleu, și eu trebuie să mănânc ceva repede. Uite, am niște plăcinte cu dovleac. Ia uite. Eu am mâncat pâine goală, Place, că nu? sunt în Vă area place? românească aici. Ce draci are plăcinta asta de dovleac pe ea? Uau, vă place, hă? Trebuie să fac cu gurița, dar nu văd că ai Pe asta? masca. Hai repede, repede, Andrei. Vine noaptea. Hai să plecăm din cimitir. Uite, am făcut și Ai făcut poteca. cărare frumos. Nu, lasă așa că e cu groapa, că s-a lucrat, s-a spart aici. S-a spart tot seara. S-a spart și se La lucrează, au cimitir. fost 6 victime, 6 bătrâni au fost la... Să dormim repede, dar să știi că eu nu mai vreau să dorm în patul altuia aici, domne. Trebuie să ne facem și noi o căsuță a Ia noastră. uite, aici e ceva cu tortură sexuală, aici e casa părintelui, sigur. Da, păi aia e biserică. Oh, eleu. La Ai biserică grijă e cu cum vorbești. tortură sexuală. Ai grijă cum Tu vorbești. acolo ești, dormi în patul cuiva. Eu mă duc la primar. Nu, uite aici, e liber. Nu e liber. E un domn care e jumate în perete, mă. Sau e doar jumate din el, mă. Sperie groaznic. Vreau să Bună înțeleagă foarte seara. clar. La frăție aici. Domnul cu pălărie. Bună ziua, Nelson. Ha, v-am furat pătuțul. Vreau să înțeleagă foarte clar că noi suntem fanii numărul unu al lui Luis și mukbangurile lui, adică are cele mai bune mukbanguri lui Stan și eu îl urmăresc cu plăcere, adică răspunsul la vă place, nu? E da, îmi place Luis. Eu îl văd odată și ca un fel de Dr. Phil, așa.
E cu boala, vorbește mult despre boala copiilor și despre... Da, da, e adevărat! De diagnostice exacte și precise de fiecare dată. E are dragi pe el, ca domnul ăsta cu mușchi, mă sperie, nu o să mă mai iau de el. Își caută BMW-urile în continuu, domnule, și-ați pierduți. Unde ai fugit? Eu am uitat, mă... Arunc niște lucruri. Acolo, la marginea satului, bravo. Bravo. Așa exemplu să dai. Nu, n-ai putut să scoți chestia asta din esența ta. Așa, a, dar uite. Nu, că ne facem căsuță. Eu merg pe drumul... Ne facem căsuță? Facem șantierul? E păi bine. Nu? Am putea să-l abandonăm pe ăsta, că așa ar fi specific. Păi nu, aici la... Nu, că am abandonat șantierul de cimitir. E gen, gata, avem trei spații. Dar nu, e gata cimitirul. Nu e gata cimitirul? Nu știu, s-au semnat actele. Hai să facem lansare, ai dreptate. Hai, ai dreptate, nu. Hai să, acum că am trecut noaptea, hai să deschidem oficial cimitirul. Hai să mergem pe drumul cimitirului de la început. Aici. Trebuie să mergem, nu, să facem noi un drum, așa știi, venim din sat, pornim. Da, da, ca în emisiunile, de interviurile de TVR, așa când se plimbă cu invitatul prin... Putem de aici, știi, de la tine din casă. Ăla nu-s eu, dă-l pe domnul. Bună ziua, e părintele, să rămână părintele. Bună ziua, Șerban, bună ziua. Hei, salut, Andrei, ce mă salut. Bucur să te revăd. Ce ne mai poți spune despre noul tău sat? Ha, 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 ha. Nu înțeleg ce se întâmplă, urmăresc foarte greu. Am înțeles că e un nou proiect din bani europeni, pentru că aici la Botnițarii de Vale urâm Petrica străinii. Petrica, pleacă în pula mea că ești beat, pleacă, dracu, mă scuzați, îmi pare rău, haideți să vă arăt proiectul, nu, haideți. Și... Petrica, fătu-te în gură, pleacă, dracu, mă scuzați, dar... Stați, nu! De aici! De ce dați așa în Petrica? Păi, noi aici la Botnițarii de Vale urâm străinii și noi nu îngenunchem în fața la nimeni decât în fața lui Dumnezeu. Dar în același timp să le dea Dumnezeu sănătate că ne-au dat bani pentru proiectul ăsta. Haideți să... Aici am inaugurat un nou drum în satul nostru. Suntem foarte mândri ca și comunitate de el. Să aveți grijă că aici e în trepte. Avem câteva plângeri de la comunitatea vârstnică, dar noi am pur și simplu le-am interpretat că are voință. Okay. Adică, nu știu, în loc să zic, eu am băgat călcâiul, vreau să zic de la începutul lui până la final și să știți că am făcut testul și nu intră absolut deloc. Adică, e calitate. A intrat da, doar jumătate de tot. De ce e gaura asta? Aici, și uite, e și aici, niște noroi acolo. Da, normal că este noroi, este o țeavă de apă, nu se vede, este astupată de noroi, dar este o măsură de siguranță. Eu, chiar este, să știți. Ia uitați, ia veniți puțin jos aici. Deci nu vă iei, dar vă rog, dar insist. Stați un pic să deci suflec, veniți cu mine, domne. Să suflec pantaloni, numai o clipă, să-mi... Imediat. Așa. Stați că mi-am scos cizmele și pantofii, practic, ca să intru. Ia să ved. Ce se întâmplă aici, domne? Aoleu, nu pot să cred. Aoleu, s-au urolat, aveți grijă, nu, mie frică groaznic de asta. Te să astupăm zona asta. Se pare că a fost a bubuit o țeavă și cum se întâmplă în România cu bubuie țeavă. Nu pot să cred, e și verde la față, asta e groaznic. Cimitir, nu cimitir! Placă firea, dracu! Fai de capul meu, da, haide să ne îndepărtăm totuși de cimitir, continuăm turul, dar haide să fugim spre pădure sau spre vaca asta, haide să sacrificăm. Nu, haideți, domnule, nu trebuie să vă fie frică de eu el. Eu vreau să sacrific și vaca asta, nu e, domnule. Nu e ok, chiar nu e ok să vă comportați așa, nu e diferit cu nimic față de noi, opa. Opa. Haideți că mâncăm în seara asta, nicio... Piele, friptură, aveți dreptate, să știți. A fost totul organizat, să știți, un spectacol de partea satului nostru, sper că... Un grătar, urmează un grătar, am Haideți să revenim totuși, da. Sunt la mine. Să trecem de comentariile astea răutăcioase cu... Haideți așa, urcați aici... Îmi permiteți, o să... Pentru siguranță o să... Dacă insistați, dumneavoastră... Nu, că aveam în buzunar. A, așa, gata. Așa, atenție la treaptă. Așa, și se continuă drumul și ajungem la, practic, mândria satului nostru, cel mai recent proiect
inaugurat modern. modern, a fost inaugurat în data de 26 iunie anul 2019, dat în funcțiune astăzi, 8 noiembrie 9 2020, odată cu tragica moarte a singurei familii de evrei de la noi din nu se vrește. A fost o neînțelegere. Nu știm, noi le-am făcut cruce, dar nu i-am întrebat. Haideți să trecem, lângă, aici sunt locurile noastre. E o familie de musulmani țărmani care a fost îngropată din banii. Știți, cu niște, noi avem niște fonduri la primărie ca să nu, dar ideea că la noi la, nu s-a putut. Nu se taie, la monumente nu fac decât, n-avem decât, nu poți să facă băieții decât cruce, adică... Nu e prevăzut în caietul de sarcini. E adevărat, noi aveam proiectul ăsta european de ajutor pentru familiile sărace. Era o familie de musulmani care a fost implicată într-un accident tragic, dar din păcate în caietul de sarcini e doar cruce. S-a cotat o cruce de 15 metri, după cum vedeți, 6 metri de marmură de rușchița. Și, na, măcar am făcut ceva frumos. Am zis, dacă nu e de-a lor, măcar să fie frumos. Aoleu, că îmi imaginez că asta nu e foarte departe așa de ce s-ar putea întâmpla. E, și aici avem practic cu celelalte două spații oferite de noi, la fel foarte rapid ocupate la noi în sat. Au fost prin program, printr-un program din ăsta de fonduri de la primărie. Practic, a, văd că e și un staunel aici. Da, da, avem o bancă făcută de meșterii locali, s-a turnat în ciment, așa, și aici a fost programul nostru Moarte pentru Toți, de la mic la mare, s-a aplicat doar cu buletinul sau după recunoaștere de către rude. Recunoaștere facială. Uneori... Aici, nu vă supărați, a ieșit un... Nu, acolo vă rog să nu mergi, nu vă faci... Iar aici avem probleme, mai avem uneori probleme cu șobolanii, dar știți cum e, na... Cine n-are, orice mare metropolă, chiar și la noi în sat, e nicio problemă că scot lopata la el și se rezolvă. Stați așa un pic, gata, nicio problemă. Așa, după... are bănuț verzi la el, orice șobolan la noi în sat are bănuț verzi. Încercăm să profităm turistic cumva și de pe urma aceasta. Aici vă mulțumesc din nou că contribuiți prin mărinimea ce înseamnă, domnule, oamenii care au trăit în străinătate. Știți că aici, sub cimitir, mai sunt niște domni care par ușor nemulțumiți. Da, aici... Să-l ajutăm să... Cum să vă zicem? Bună ziua! Bună ziua! Sunteți mulțumiți de... Avem avem un centru pentru dependența de păhănele și... Haideți să nu-l mai supărăm pe domnul ăsta, nu e diferit cu nimic față de noi. Hai să-l acceptăm și să-l primim în sat, hai să-l luăm în sat. Poftiți, vă rog frumos, permiteți-mi să vă arăt satul nostru, haideți să vă fac turul. Probabil e și el, Andrei, de la Uniunea Europeană sau probabil e un supracontrol, mă gândesc, știi? De pădurarul. Haideți să... O fi sau așa, haideți după mine să... De la Rom Silva, că e verde. E verde, da. Haideți, poftiți, să nu vă fie frică. Haideți, poftiți, vă rog, poftiți aici în casă. Așa, vă rog, luați loc. Aoleu, a bubuit butelia, nu pot să cred. Când a intrat pădurarul de la Rom Silva, complet neașteptat. Trebuie să mai facem un mormânt acum, dar... Trebuie să iarăși, trebuie să fac proiect, trebuie să mă o să completez fișa, îmi pare rău, revin imediat. Aoleu. Imediat mă duc să... E Bugurele! Bugurele adă lopata. Fai de capul meu ce năpastă la noi în sat. Chiar însăși reprezentantul Rom Silva de la noi pe județ. Să fie efectiv așa. Rastă butelie, doamne. Cine s-ar fi așteptat?
De la un reșou, de la niște ouă fierte, domne, efectiv mi s-a curmat viața așa. De la două ouă. De la ouă, două ouă, uitate pe un reșeu. Două ouă și un ceai de sunătoare. Doamne. Hai de capul. Să știți că e destul de periculos, domnul Cizimaf. Da, păi să rezolvăm un pic cu iluminatul public, că v-am zis că așa ceva nu se poate. Mai vine dracu vreo ăsta de la Rob Silva, iarăși cade vreo groapă, de asta e... Ne-a închis complet după aia, efectiv ne-a închis complet. Ne luăm adio de la tot ce înseamnă târgul de Crăciun. Aolo, sunt zombie, hai să ne culcăm, te rog eu frumos, devine periculos sau să intrăm aici la antenă. Eu am patul meu, intru la antenă și... Ăla, brăduțul ăsta, am vrut să zic. Și îmi pun... Eu cred că am nimerit într-un moment nepotrivit o ceva, un fel de orgie ceva, sau... Ori e farmacie, ori e șaurmărie, ori e orgie ceva. Totul e posibil. O să mă duc totuși în altă parte, că poate e mai liber. Dar eu nu pot să dorm pe jos, că sunt gen obișnuit cu chestia asta. Eu uite, iarăși aici foarte mulți oameni. Bă, dar ăștia sunt efectiv inconștienți. Noroc că patrulează clanul sportivilor pe aici. Ia uite ce ciudați, unul doarme, altul privește. Nu pot să cred. Hai, ok, dorm eu, mă priviți amândoi. Doamne, ce bine am dormit. Și eu. Hai, mulțumesc, băieți, pentru o noapte extraordinară. Are saliva cu un gust ușor metalic, așa, dar altfel... Să zic că este ok. M-am trezit și în fața casei era un măgăruș, adică, care părea cumva super însetat. Noaptea ta cum a fost? Doamnelor și domnilor, mă bucur că am putut să inaugurăm cimitirul. Mă bucur că cetățenii din Botnițarii de Jos au acum un loc al lor. Nu, stai, nu putem să declarăm inaugurat. Primul client. Te ce face? Ai fost selectat pentru programul nostru. Moartea pentru noi. Hai să vedem, păi... Hai să anunțăm... Doamne, erau prea mulți, pentru că știți, asta e de fapt, mă, planul lor. Noi suntem prea mulți, suntem prea mulți, că au și zis asta Bill Gates și nevasta lui. Aoleo, aoleo, m-a bătut domnul ăla din clanul sportivilor, e incredibil. Nicio problemă, îți iau eu tot portofelul, mobilul, îți iau eu. Asta e planul lor. Asta e planul lor, al lui Bill Gates și al lui Melinda, m-ai înțeles? Dar deci acum, Bill Gates... oare o să te țină minte asta de clanul sportivilor? Ia uite! Mamă, îți înțeles că te ține minte? M-a ținut minte! Dă-mi sabia mea! Dă-mi sabia! Aolo, vine după mine! Dă-mi sabia mea! Dă-mi sabia! Garda mea! Băieții mei, garda mea! Lasă acolo, lasă acolo! La! Aoleu, nu! Unde ai... Iar ai murit! Ăsta e? Sigur nu vrei lopata? Ăsta e prostul? Ăsta e prostul? Nu cred că ăla e! Dar acum te-ai luat cu toți! Aoleu, te-ai luat și cu fratele lui! Ai dat un verișor! Stai că ți-aduc cuțitul la pușcărie aici, fie cum intru. Intru, n-am nimic, domnul, am un târnăcop, am o lopată. Bună ziua. Ia, mitruț. Ți-am adus cuțitul și lopata ta norocoasă. Ia. Încearcă cu lopata, că e mult mai bine. Eu asta zic, nu te bate aici în pușcărie, nu fi nebun, ieși afară. Nu pot să cred. E prizonierul minții sale. Eu mă duc să râd de el, efectiv. M-am luat pe gard. Stai. Îi dau eu de aici în cap. Nu. Mamă, s-a uitat urât la mine, s-a prins. Nu, vine pe partea asta și dă-i de sus. Na, n-a putut. Da, cât te vede ăla mare, din curte, de la tine. Iată ce avea la el, avea trandafir. Cine să mă vadă, mă, ăsta din verișorul curte? Verișorul lui, da. Asta n-are nimic cu mine. Ai tu ceva cu mine, mă? Ai tu ceva cu mine, mă? N-are, mă, nu știe nimic, că ăștia sunt oamenii mei, mă. Le-am dat bani eu. Tu ai vreo problemă? Nu. Uite, chiar pot să-l repar. Îi dau... I-am dat... Vezi? I-am dat în forța lui ăla pe care l-am... L-am mirlit.
Așa. Hai la cimitir acum. Hai, Andrei. Foarte frumos. Poți să stai puțin mai în fața semnului ca să-ți fac o, să-ți fac o poză? Sau să acolo? Să stau cu lopata. Da, mai, nu, aici nu, pe drum, știi? Pe drum, stai puțin mai la, puțin mai la stânga ta. Hop, perfect. Stai. Ah, nu, 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 n-a mers. Dacă vrei să ieși afară și să le fac o dată, să mă lași să mai încerc o dată. vino aici în fața semnului să îți fac o poză. Aici, puțin în mai în stânga ta. Mai nu, în partea cealaltă, mă gândesc. A semnului. Perfect, puțin mai în spate. Așa, să îți fac o poză. Dar de ce îmi faci asta? Oh, ce s-a întâmplat? Unde sunt? Oh, o să mor, efectiv. De ce mi-ai făcut asta? Știai că asta se face? Am renăscut și nu mai am nimic. Apune soarele, Andrei. Apune soarele. Cum, Doamne, apune și timpul episodului nostru de astăzi. Doamne, ce frumos. Ce bine că am terminat cimitirul. Măcar uite atât. Un schelet care se bucură de cimitirul nostru, vezi? He's enjoying himself. La noi în cimitir, yes? În sfârșit e un cimitir populat. În sfârșit, e apreciat. Avem clienți, avem oameni care ne apreciază munca. Avem cimitir. Ce să mai? Două secunde că mai trimit pe cineva. Mai trimiteam pe cineva acolo. Așa, deci da, satul se dezvoltă. Primul proiect a fost îndeplinit. Avem un cimitir superb. Poate nu toate mijloacele au fost legitime. Poate am mai și găsit uneori niște materiale, niște ajutori, niște fonduri. Eu pot poate doar am avut să niște sper mătuși. Că eu sper doar că toate celelalte proiecte din România să poată să meargă la fel de bine ca asta. Adică noi, până la urmă, la finalul zilei, la asfințit, am avut și panou pus și pamblica tăiată. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la încă un episod din izolare. Ceea ce vă recomandăm și vouă, dacă sunteți atât de privilegiați încât vă puteți izola acasă și nu o faceți, sunteți niște dobitoci. Doamne, ce cimitir super! Doamne, ce cimitir absolut super! La revedere, Botnițarii de Vale! Botnițarii de Vale! Pe episodul viitor!